8 octombrie. Cuvioasa Pelagia, cea pomenită astăzi, menționată uneori ca Pelagia desfrânata sau Pelagia din Antiohia, a fost o pustinică și sfântă creștină din secolul al IV-lea sau al V-lea, care a murit ca urmare a unei asceze severe, care o făcuse să slăbească atât de mult încât nu mai putea fi recunoscută. Legenda spune că până la apropierea de Hristos era cunoscută ca o curtezană și actriță faimoasă. Tot astăzi o pomenim pe Sfânta Taisia, cea care, ajutată de Părintele Pafnutie, se călugărește și primește pocăința dumnezeiască. Se crede că, toamna târziu, crescând ciuperci pe imașe, în anul viitor va fi mult rod în secară. Iar dacă toamna găinile se culcă târziu, anul ce vine va fi fără mană la hotar.